Nicolae Simion Morar, Partidul Național Liberal, un economist cu experiență nu doar în administrație și politică, ci și în domeniul antreprenoriatului, va completa Consiliul Județean Hunedoara. Formula se modifică în condițiile în care consilierul județean Marcel Adrian Goia și-a pierdut mandatul conform legii după ce a decis să plece la Partidul Alianța pentru Unirea Românilor. Nicolae Simion Morar îl înlocuiește practic pe Marcel Adrian Goia, cel care a dat mandatul din Consiliul Județean pentru o candidatură la primăria orașului Hațeg din partea AUR. Născut în anul 1960, Nicolae Simion Morar este un liberal cu experiență care, alături de colegii săi PNL din Consiliul Județean Hunedoara, își propune, chiar dacă vorbim de un mandat scurt, de doar 10 luni, să promoveze interesele cetățenilor, a celor pe care îi reprezintă în legislativul județean. Licențiat în științe economice cu un master în sociologie și o serie de specializări, Nicolae Morar vine din mediul de afaceri, având o experiență de 25 de ani în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri și persoane. A mai făcut parte din Consiliul Județean Hunedoara în mandatul 2012-2016 și în perioada 2019-2020. Se descrie drept un om de echipă, loial, conciliant, cu reale capacități de comunicare și bune abilități de lider. Experiența sa politică și antreprenorială dorește să o pună în slujba oamenilor și pentru dezvoltarea comunității.